Salcâmul s-a terminat, s-a dus tot jos. Acum, la acest stup, m-am gândit, este mai tărișor, nu este cel mai tare. Este plin cu albine, am să folosesc un podișor Schnellgrove, parcă nu m-am uitat exact cum a cheamă, dar așa știu eu. A clădit fagurele și a depus puiet. Acum să vedem dacă găsim matca. Îi luăm din albine și facem un roi. Deci am pus niște rame cu puiet căpăcit și ceva ouă. Aici am să-i mai pun încă o ramă, nu are botcă. Am să-i mai pui încă o ramă și acest fagure cu, pe care o să-l ouă cu puiet de trântor și lăsăm așa aici. Îi pun podișorul Schnellgrove. Aici vine deschis pentru să deschid aici, dar să-l separ totuși de jos. L-am separat cu un plastic deocamdată. Albinele cu legătoare o să se ducă jos. Am pus podișorul Schnellgrove, care v-am spus cum arată, are două urdiniși aici, două aici, deci două aici, două aici, sper că se vede. Așa. Am deschis urdinișul de sus și aici pun corpul acesta cu trei faguri. Dacă o să găsesc o botcă, o să aduc aici. Aici sunt trei faguri cu puiet căpăcit și cu rezerve de miere sus. Așa. Pentru că nu am ce să pun lateral, am să pun un fagure mai vechi, care o să-l distrug până la urmă, dar acum servește aici. Lateral. Ca să nu fie curent, se poate pune o diafragmă acolo. Îi pun capacul și gata. Albinele cu legătoare. Atunci când o să vină peste două săptămâni și ceva tăiul, sper că se vede, dacă se vede, da. Aici este urdinișul de sus. O să-și facă matcă sau o să-i pun matcă. Când ies albinele cu legătoare de aici, când începe tăiul, vine închis acesta și vine deschis aici. Albinele din stupul de sus, aici o să vină un corp de cules. Aici jos, peste cel de jos, o să vină corpul de cules. Ăsta vine închis, vine deschis jos, urdinișul jos, albinele o să se ducă în corpul de cules. Și pentru cel de sus o să vină deschis, în partea asta altă, urdinișul de sus, ca să iasă albinele de aici, dar albinele de aici o să iasă doar cele de tânere. Trebuie avut în vedere să rămână albine, dar vine jocul de faguri sus-jos. Și cam atâta despre folosirea podișorului Schnellgrove acum, care este destul de veche, de prin anii 85, 1985, am citit cum se folosește
dar eu am renunțat la el. Am văzut că folosesc și în, se poate folosi și în pastoral, dar trebuie făcut ca să nu miște, deci trebuie luat în vedere niște probleme pe acolo. Acesta este un sistem unde se poate lucra cu doi stupi pe același magazin, în culesurile intense, cum este la noi salcâmul și tei, doi stupi pot să lucreze pe aceleași corpuri de strânsură.